Vă salut, dragi colegi, cu voi este Edi și bine ați revenit pe acest canal. Porumbeii sunt liberi, va fi ultima eliberare pe săptămâna asta. Uliu a început să bată și nu-i ok. O să le dau drumul o dată, de două ori maxim, pe săptămână. Și asta numai în weekend, când sunt eu acasă. Că în caz că va lua ceva, poate am norocul să și salvez respectivul porumbel. Na, așa că asta e. Ca update-uri în volieră, o să bag lista reapărută în peisaj cu listul înapoi în volieră la zburători. Oricum, până pe săptămâna viitoare nu o să le mai dau drumul, așa că o să stea închiși. Când o să le dau drumul? Pe masculul e la aripă. Și na. Și na, încerc să învăț masculul la matcă. Va rămâne decât vânătaia pentru 2 ani de zile și masculul vânăt. Ăia sunt mai erai, cum să zic așa. Și pe ăia nu pot să-i învăț. Pe femelă niciun. Femela poate un 10% să o învăț. S-ar putea. La ceea ce m-aș mira. Tot cu guțanii o să plece în continuare. Pe masculul vânăt, clar nu-l învăț. Că, na. Porumbel zburat, totuși. Ăsta de Timișoara a rămas aici. Am vorbit cu vecinii mei și a zis că, bă, nu-l mai iau, că oricum nu pot să-l învăț. Și nici nu vrea să se împerecheze. O veste bună este că aia de Timișoara a rămas cu bimoțatul roșu. Adică a fost atât de adraia cu bimoțatul roșu încât l-a bătut pe ăsta de Timișoara. Și oricum, pe o parte îmi convine că poate reușesc să scot ceva din ei doi. Dacă nu ieșe din Timișoara, n-am reușit să scot absolut nimic, poate reușesc din mimosatul roșu și cu aia de Timișoara. Știți că pe un video vorbeam despre o bălțată. Bălțată de la matcă. Este vorba de bălțata aia, de acolo. Și listul de pe spate, care va fi pereche cu lista reapărută în peisaj. Deci pe bălțata asta, o să fac cu bălțatul bătrân, dar asta la primăvară, după ce o să las bălțatul bătrân să scoată o serie cu cu roșia de București. Și apoi o să îl împerechez cu bălțata asta. Bine, asta în cazul în care nu dă cine știe ce arătări din bălțat și din roșie. Niște arătări care o să-mi placă prea mult și nu desperechez perechea. După cum știți, sunt fan porumbei colorați. Și dacă ar da, așa cum ai și puișorul de la băiatul respectiv căruia i-am trimis ouăle, cred că vor rămâne pereche totuși. Și la bălțat, nu-i bai, îi dau eu mascul de la mine. Trebuie să iasă vreun bălțat până la urmă. Sau dacă nu, mai departe. Liberă de contract. O pun pe piața de transferuri și o transferăm la o altă echipă. Nu? Și cu Gustucci, păi contract, o să lipsească ăștia. Încă o sursă de boală? Ia uite cum vii la mâncare. Da, ce noroc au ei că n-au ce mai mâncat, mai sunt câteva bobițe de grâu. Dar zboară. M-a întrebat cineva că, în privat, pe Instagram, că băi, dar de ce cu Gustucci așa de slabi? Păi ce dracu să pună ăștia carne, bă, frate, dacă sunt numai în zbor toată ziua. Deci non-stop sunt în zbor. Că ea alergă Uliu în draci, că ăștia n-au unde să se bage, ăștia nu se bagă prin poduri sau în volieră. Ăștia, ha! Deci iarna e cel mai greu sezon al lor. Hai că vara să mai ascund prin pomi. Când dă Uliu, da? Iarna e teroare. Acum au norocul că sunt gri.
și mai ascunde pom. Na. Dar nu mereu. De multe ori îl ia din pom instant. Am văzut și un atac de genul. L-a luat din pom, efectiv. Da, e rău pentru ei sezonul ăsta. Da. V-am spus, eu mai am noroc cu ei. Cu usucii și cu guțanii, că mai ia din guțani. Da, rest. Deci oricum, de-aia guțanii. De-aia gustul ce este să așa de slab. De cauza că zboară toată ziua, frate. Păi guțanii nu-s nimic, guțanii sunt unii care au piept. Mă rog, în zona mea, ras mai găsești vreunul cu piept. Bun de tigaie. Dar cu gustul ce ăștia... Nu știu dacă am văzut vreunul cu piept, să aibă piept. Toți niște uscături. Îmi spunea cineva, la un clip mai vechi în comentarii, tot la fel, venise vorba de gugustuci și îmi spunea ce-ar fi să-mi iau o pereche de gugustuci. Poate ouă. Dacă bagi de ăștia bătrâni, pe ăștia nu-i înveți de-ai dracu, că ăștia sunt sălbăticiuni. Guțanii ca guțanii, dar ăștia chiar sunt sălbatici, gugustucii. Acum, știți ce aș încerca, da, mă rog, asta s-o spun așa. Să iau ouă. De gugustuci să le bag sub ai mei. Ar fi ceva. Na. Deci, cam asta a fost clipul. N-am ce să vă zic în rest. Like și